Ofițerii de au verificat inclusiv mai multe autospeciale de poliție de unde ar fi ridicat probe informatice care să-i ajute să pună cap la cap probatoriul acestui dosar, în care chiar oamenii legii sunt suspectați de fapte de corupție și favorizarea infractorului. Se pare că aceștia ar fi contribuit la mușaumalizarea unor incidente care au avut loc în trafic. Documente și alte probe în acest dosar au fost ridicate inclusiv de la sediul poliției române. Cei șase polițiști au fost audiați la sediul parchetului, dar până în acest moment nu s-a luat nicio măsură pre preventivă împotriva lor, urmând să fie cercetați în stare de libertate. Contactați telefonic reprezentanții parchetului de pe lângă tribunalul Mehedinți au precizat că în acest stadiu al cercetărilor nu pot fi comunicate date din dosar.